18. Protozoologia a fost cea care l-a determinat pe Andrew să părăsească Pământul. În trecut nu simțise deloc nevoia de a călători în spațiu, de fapt nici chiar pe planetă, totuși Pământul nu mai era centrul civilizației umane. Evenimente noi și notabile se petreceau în coloniile din spațiu, mai cu seamă pe Lună, care ajunsese mai pământeană chiar decât planeta mamă în toate privințele, mai puțin în cea a atracției gravitaționale. Orașele subterane, care în secolul 21 erau simple adăposturi organizate în grote, deveniseră așezări bogate, scăldate în lumină, cu numeroși locuitori și în continuă extindere. Aidoma oamenilor de pretutindeni, cetățenii Lunii avuseseră nevoie de proteze. Nimeni nu se mai mulțumea cu obișnuita vârstă medie de 70 de ani, iar înlocuirea organelor care cedaseră devenise o procedură curentă. Gravitația scăzută, deși în anumite privințe oferea unele avantaje, creia însă o mulțime de probleme pentru chirurgi. Aparatura ce trebuia să asigure un debit lin și constant de sânge, hormoni, fluide digestive ori alte substanțe vitale nu funcționa perfect aici, unde atracția gravitațională era de 6 ori mai mică decât pe Pământ. Mai apăreau și alte probleme legate de rezistența la rupere a materialelor, de durabilitatea lor sau de neașteptate și nedorite reacții la adaptare. De ani de zile, protozoologii lunari îl implorau pe Andrew să examineze în mod direct problemele de adaptare cu care erau confruntați. Departamentul de marketing al Roma de pe Lună îl sfătuise în repetate rânduri să dea curs invitației. De vreo două ori se amintise chiar că, în conformitate cu acordul de licență, Andrew era obligat să se ducă, însă el primise sugestia, fusese formulată ca o sugestie, nu ca un ordin, cu un refuz atât de glacial, încât compania nu mai încerca a treia tentativă. Cu toate acestea, solicitările continuau să vină din partea medicilor selenari. Andrew le respinse în mod repetat până când, brusc, se surprinse gândindu-se. De ce să nu mă duc? De ce este atât de important să rămân tot timpul pe Pământ? În mod evident, aveau nevoie de el. Nimeni nu-i poruncea să o facă, nimeni n-ar fi îndrăznit. Totuși, el nu putea pierde din vedere faptul că fusese adus pe lume în scopul de a sluji omenirea și nicăieri nu se preciza că sfera serviciilor sale se limita la Pământ. Așa să fie, îi spuse și în mai puțin de o oră transmise acceptul la cea mai recentă invitație din partea selenarilor. Într-o zi rece și ploioasă de toamnă, Andrew luă glisorul până la San Francisco, iar de acolo metroul îl duse la marele spațioport vestic în districtul Nevada. Până atunci nu mai călătorise niciodată cu metroul continental. În ultimii 50 de ani, mașini de forat acționate de energie nucleară sfredeliseră o rețea de tunele prin straturile de stâncă profunde, iar acum trenuri de mare viteză goneau pe șine inerțiale, silențioase, oferind transport rapid și simplu pe distanțe mari, în timp ce regiunile de la suprafață puteau reveni la starea naturală. Andrew avusese impresia că ajunsese în Nevada aproape imediat după ce trenul plecase din San Francisco. De acolo, în sfârșit, în spațiu. Călătoria lunară. În fiecare etapă a procedurii de îmbarcare fusese tratat cu grijă acordată unui obiect din porțelan rar, delicat și fragil. Oficialități importante din Roma roiseră în jurul său, ajutându-l cu promptitudine în toate detaliile premergătoare zborului. Fuseseră surprinși cât de puține bagaje joase, doar o valijoară conținând câteva schimburi de îmbrăcăminte și niște holocuburi pentru lecturat în timpul zborului, considerând că urma să rămână pe Selena cel puțin 3 luni. Andrew strânsese din numeri, replicând că niciodată nu simțise nevoia să care o mulțime de lucruri după el în voiajul. Era absolut adevărat, totuși el nu întreprinsese până atunci nicio călătorie cu durata mai mare de câteva zile. Înainte de îmbarcare, fusese necesar să urmeze o complicată procedură de decontaminare, practic o dezinfecție urmată de sterilizare. Știți, se scuzase funcționarul spațioportului. În vreme ce Andrew parcurgea lunga listă de proceduri la care erau supuși toți pasagerii, cei de pe Lună au reguli extrem de stricte. Trăiesc atât de feriți de microbii noștri terestri, încât consideră că există riscul unor epidemii teribile dacă se aduce de pe Pământ vreo bacterie. Andrew apreciase că nu avea rost să explice că trupul său de android nu putea fi gazda unor microorganism. Cu siguranță, funcționarul știa că era robot. Se menționa chiar în documentele de călătorie, unde se consemna până și seria de fabricații. Nu era necesară o inteligență deosebită ca să-ți dai seama că roboții, chiar și androizii roboți, nu puteau fi purtători de microbi. Individul însă era un simplu birocrat care avea misiunea de a se asigura că toți călătorii spre Lună executau procedura de decontaminare cuvenită, indiferent dacă ei înșiși erau incapabili de a fi contaminați. Până acum, Andrew avusese destule experiențe cu astfel de oameni și știa că orice obiecțiuni erau zadarnice și reprezentau o pierdere de timp. De aceea, răbdător și tolerant, parcursese întreaga serie de operațiuni inutile. Acestea nu-i puteau face niciun rău și, acceptându-le, evita neplăcutele și interminabile discuții pe care le-ar fi stârnit refuzul său.
În plus, încerca un soi de satisfacție perversă atunci când era tratat aidoma celor din jur. În cele din urmă, suise la bordul navei. Un steward venise să se asigure că era bine fixat în hamacul gravitațional și îi înmânase o broșură, în ultimele două zile căpătase alte trei identice, cuprinzând detalii despre ceea ce urma să simtă în decursul scurtei călătorii. Pliantul fusese astfel redactat încât să-i liniștească pe pasager. Preciza că în primele secunde de accelerație avea să se manifeste o ușoară apăsare, care nu era însă alarmantă. În momentul atingerii regimului de croazieră, mecanismele de control gravitațional ale navei urmau să intre în funcțiune așa încât pasagerii să nu fie expuși imponderabilității. Cei care doreau să o încerce erau invitați în salonul special din ultimul compartiment. Pe parcursul drumului, gravitația simulată de la bordul navei urma să fie redusă permanent, însă imperceptibil, pentru ca, până la sosirea la destinație, pasagerii să fie obișnuiți cu gravitația mult mai slabă din așezările selenare. Urmau apoi detalii referitoare la orele de masă și de exerciții fizice, precum și multe alte informații menite să-i destindă și pe cei mai agitați dintre călători. Pentru Andrew, detaliile cu pricina erau irelevante. Trupul său de android fusese proiectat pentru a rezista unor accelerații gravitaționale superioare celei terestre. Nu el solicitase acest lucru, ci designerii consideraseră necesar să prevadă o serie de îmbunătățiri față de corpul uman. De asemenea, nu-l interesau orarul meselor, meniurile oferite sau programele de exerciții fizice. Adeseori, Andrew găsise o plăcere evidentă în plimbările pe plajă, ori prin pădurea ce îi înconjura domeniul, totuși trupul lui nu avea nevoie regulat de gimnastică pentru a-și menține formă. Astfel, pentru el, călătoria se rezuma la o problemă de așteptare. Anticipase foarte puține dificultăți de adaptare la zborul spațial și nu a avut niciuna. Nava decolase lin, ieșind rapid din atmosfera terestră, apoi pornise prin spațiul negru și pustiu, urmându-și traiectoria spre lună. Genul acesta de voiaje depășise de mult stadiul de noutate. Chiar și pentru pasagerii aflați la primul drum constituia un eveniment banal, așa cum de altfel și doreau să fie. Singurul aspect care îl impresionase pe Andrew fusese priveliștea oferită de ecranul de observație al navei. Îi provoca fiori prin coloana sa vertebrală din ceramică, sângele îi pulsa mai rapid prin arterele din dacron, iar celulele de epidermă sintetică din vârfurile degetelor îl furnicau. Văzut din spațiu, pământul apărea neînchipuit de frumos. Un disc albastru perfect păta de masele albe ale norilor. În mod surprinzător, contururile continentelor nu erau foarte distincte. Andrew se așteptase să fie trasate cu claritate ca pe un glob geografic, dar în realitate păreau vagi. Din spațiu, frumusețea planetei se datora minunatei învolburări a norilor pe fundalul oceanelor vaste. Era straniu și în același timp tulburător să poți zări dintr-o dată întreaga față a lunii. Nava se îndepărtase rapid, iar pământul se micșorase suficient pentru a fi văzut în totalitate. Un glob azuriu rotitor, descrescând pe fundalul întunecat al spațiului presărat cu stele. Andrew simțise pornirea nestăvilită de a asculta o plachetă care să surprindă ceva din imaginile acele. Se gândise că putea reda contrastul între oceane și formațiunile de nori utilizând intarsii de esențe lemnoase de variate tonuri. Zâmbise apoi dându-și seama că era pentru prima dată, după mulți ani de zile, când se gândise la sculptură. După aceea se ivise luna, orbitor de albă, a cărei față ciuruită de cratere sporea treptat în dimensiuni. Splendoarea ei, de o altă natură, îl mișcase prin nuditate, simplitate și nemișcarea permanentă, neafectată de existența unei atmosfere. Nu toți pasagerii împărtășeau aceeași impresie. Ce urâtă e! Exclamase o femeie aflată la primul drum spre lună. Când o privești noaptea de pe pământ, ți se pare minunată și romantică, iar acum, din apropiere, te apucă groaza văzând atâtea cratere, fisuri și umbre, plus atmosfera generală de moarte. Andrew o ascultase fără să-i accepte părerea. Pentru el, semnele de pe discul lunii reprezentau niște inscripții fascinante. Înregistrarea neîncetată a timpului, un lung poem pentru a cărui creație fuseseră necesare miliarde de ani și a cărui imensitate solicita admirația privitorilor. Pentru el, chipul alb al satelitului nu însemna moarte, ci puritate, o austeritate încântătoare, o măreție splendidă și indiferentă, aproape sacră. De fapt, ce știu eu despre frumusețe? Se întrebase Andrew cu ironie. Sau despre lucrurile ce pot fi sacre? La urma urmei, sunt doar un robot. Ceea ce eu consider drept percepții spirituale sau estetice sunt simple accidente neintenționate ale căilor pozitronice. Nu te poți bizui pe ele și poate că ar trebui considerate mai degrabă defecte de fabricație decât o trăsătură specială și meritorie a construcției mele. Părăsise apoi ecranul de observație și petrecuse aproape tot restul voiajului în hamac, așteptând calm aselinizarea.
La spațiosul Luna City îl așteptau trei oficiali ai reprezentanței Roma Selenare, doi bărbați și o femeie. După ce termină cu măruntele și exasperantele formalități birocratice ale sosirii și i se permise să coboare din navă, cei trei îi oferiră una din cele mai mari surprize ale îndelungatei sale existențe. Îi remarcase, întrucât fluturau din brațe, iar femeia purta o pancartă pe care scria cu litere strălucitoare: "Bun sosit în Luna City, Andrew Martin." Îl ului însă când bărbatul mai tânăr se apropie de el, întinse mâna și, zâmbind cu căldură, îi se adresă: "Suntem de-a dreptul copleșiți că ați acceptat invitația, domnule doctor Martin." "Doctor Martin? Doctor Martin?" Singurele titluri primite de Andrew fuseseră onorifice și el n-ar fi avut cutezanța să se autointituleze doctor Martin. De fapt, ar fi fost uimit dacă tânărul i s-ar fi adresat chiar numai cu domnule Martin. Pe pământ, nimeni nu-i zisese doctor Martin, ori domnule Martin, sau altfel decât Andrew. Nici măcar odată în cei peste 150 de ani ai săi. O asemenea formulare părea de neconceput. În ocaziile oficiale, când compăruse în fața tribunalului sau când i se înmânase un premiu sau vreo diplomă, îi se spunea Andrew Martin. De multe ori, ca oaspete de onoare al unei conferințe, îl numiseră pur și simplu Andrew, fără ca lui sau oricui altcuiva să îi se pară ceva nefiresc. Cu toate că majoritatea oamenilor obișnuiau să se adreseze roboților cu poreclele derivate din inițialele seriei lor, prea puține erau cazurile când roboții aveau două nume. Fusese dorința specială a domnului să-l numească Andrew Martin, conferindu-i statutul de membru al familiei și patronimicul devenise permanent. Totuși să-i se spună doctor Martin, chiar domnul Martin... "S-a întâmplat ceva, domnule?" întrebă tânărul, întrucât Andrew încremenise în fața lui. "Nu, absolut nimic, atât că... Ce anume, domnule?" Repetarea permanentă a apelativului nu l-ajuta cu nimic. Avea senzația unor șocuri electrice repetate. "Este ceva în neregulă, domnule?" Cu toții păreau îngrijorați acum, strângându-se nedumeriți în jurul său. "Știți că sunt robot?" îi întrebă Andrew. "Păi..." se priviră tulburați. Păreau extrem de stânjeniți. "Da, domnule, sigur că știm. Totuși, îmi spuneți doctor Martin și domnule?" "Păi da, bineînțeles, lucrările dumneavoastră, domnule, realizările extraordinare, o simplă dovadă de respect, la urma urmei sunteți Andrew Martin." Andrew Martin, robotul. Pe pământ nu se obișnuiește ca roboții să fie numiți doctor sau domn. Nu sunt deprins cu aceste apelative. De fapt, nu mi s-a mai spus niciodată așa. Pur și simplu nu se face. "Vă jignește, domnule?" întrebă femeia, pronunțând cu teamă ultimul cuvânt. "Mai degrabă mă surprinde. Mă surprinde foarte mult. Pe pământ..." dar aici nu e pământul," interveni bărbatul mai vârstnic. "Societatea noastră este diferită. Trebuie să înțelegeți asta, doctor Martin. Noi suntem mai nonconformiști, mai puțin protocolari decât pământenii." "Nonconformiști? Și totuși, îi spuneți unui robot, doctor?" "Mă așteptam ca indivizii mai puțin protocolari să-i tutuiască pe necunoscuți, dar voi mă întâmpinați cu onoruri oficiale, acordându-mi un titlu pe care de fapt nu l-am obținut niciodată și n-ar trebui..." Cei trei păreau mai destinși acum. "Cred că am înțeles," rosti femeia. "Ei bine, domnule, sper să nu vă deranjeze că vă numesc așa. Noi, selenarii, folosim de obicei prenumele. Eu mă numesc Sandra, iar ei sunt David și Carlos. Cu roboții utilizăm de asemenea prenumele așa cum se procedează și pe pământ. Dar dumneavoastră constituiți o excepție. Sunteți faimosul Andrew Martin, întemeietorul protezologiei, geniul creator care a făcut atât de multe pentru omenire. Chiar dacă între noi suntem neprotocolari, e pur și simplu o chestiune de respect să..." "Știți, ne vine greu să vă spunem pur și simplu Andrew," interveni Carlos. "Chiar dacă sunteți..." "Amuții." "Un robot?" termină Andrew fraza. "Da, un robot," șopti Carlos, evitându-i privirea. "În plus," zise David, "nu semănați prea mult cu un robot, ba chiar deloc. Desigur, noi știm ce sunteți totuși, adică asta e..." Se împurpură la față și își feri și el ochii. Lucrurile se încurcaseră din nou. Indiferent ce ar fi spus, păreau că gafează permanent. Lui Andrew îi păru rău pentru ei, dar în același timp se simțea nemulțumit. "Vă rog," spuse el, "poate că nu semăn, dar sunt un robot de peste 150 de ani și nu mă șochează deloc să fiu considerat așa. Iar acolo de unde vin, roboților li se folosește doar prenumele. Înțeleg că și aici există același obicei care mă exceptează pe mine. Dacă respectul față de marile mele realizări vă înhibă, apelez la nonconformismul despre care ați amintit. Aceasta este o lume de frontieră, atunci să fim cu toții egali. Dacă voi sunteți Sandra, Carlos și David, eu sunt Andrew. Așa-i mai bine?" Acum cei trei radiau. În cazul ăsta Andrew, rosti Carlos și întinse iarăși mâna. După aceea lucrurile decurseseră mult mai simplu. Unii oameni îi spuneau Andrew, alții Dr. Martin, iar o a treia categorie alterna aproape aleator între aceste apelative. Andrew se obișnui cu situația.
Constată că, într-adevăr, aici exista o civilizație mai aspră, dar închegată, cu mai puține taburi și prejudecăți sociale decât pe Pământ. Desigur, demarcația dintre oameni și roboți continua să fie distinctă, însă Andrew, datorită corpului de android și carierei științifice de excepție, ocupa o poziție ambiguă undeva pe această graniță. În societatea neprotocolară a lunii se întâmpla adesea ca oamenii pentru care lucra să uite, chiar pe perioade îndelungate, că el era un robot. În privința roboților lunari, aceștia păreau că nu identifică originea. În mod invariabil îl tratau cu servilismul acordat oamenilor, îl numeau permanent Dr. Martin și căutau să-i fie de folos. Părerile lui Andrew despre această situație erau mai degrabă confuze. Deși le spusese să-l considere un robot și să-i se adreseze ca atare, el însuși nu era pe deplin convins de adevărul afirmațiilor sale. Pe de o parte, faptul că îi se spunea doctor și domn, iar nu Andrew, se datora excelentelor îmbunătățiri ale trupului de android și calității deosebite a creierului pozitronic. De mulți ani intenționase să se transforme în așa fel încât să părăsească identitatea pur robotică pentru una mai apropiată celei umane și, în mod evident, reușise... Și totuși... Cât de stranii îi se păreau termenii de respect din partea oamenilor? Mai exact, cât de mult îl stânjeneau? Treptat se obișnuise, dar continua să nu se simtă în largul lui. Aparent, oamenii aceștia nu puteau ține minte obârșia lui robotică, însă el era robot, oricât i-ar fi plăcut să pretindă altceva. De aceea, încercau un vag sentiment de vină pentru că îl tratau ca pe un semen de al lor. Desigur, el însuși le-o ceruse, o știa prea bine. Să fim cu toții egali. Le zisese Sandrei, lui Carlos și lui David, iar ei fuseseră de acord. După acel episod, însă, rare erau zilele când nu se simțea uluit de propria ei cutezanță. Egali? Cum putuse îndrăzni măcar să sugereze așa ceva? O formulase ca pe o instrucțiune directă, practic un ordin. O rostise cu nepăsare, degajat, așa cum vorbeau oamenii între ei. Ipocrizie, îi spuse Andrew. Aroganță? Iluzia grandorii? Da. Își putea cumpăra un trup cu aspect omenesc, îl putea echipa cu proteze care îndeplineau multe din funcțiile unui organism uman, chiar dacă lui funcțiile respective nu-i foloseau la nimic. Îi putea privi pe oamenii în ochi, vorbindu-le cu nepăsare ca unor egali, totuși nimic din toate acestea nu-l făcea egalul lor. Realitatea nu putea fi negată de Andrew. În fața legii, el era un robot și avea să rămână un robot, indiferent prin câte modernizări ar fi trecut sau cât de ingenioase ar fi fost acestea. Nu era un cetățean, nu avea drept de vot și nu putea ocupa nici măcar cea mai măruntă funcție publică. În ciuda tuturor eforturilor făcute de Cernei de-a lungul anilor pentru a-i veni în ajutor, singurele sale privilegii civile rămâneau dreptul de a fi propriul său stăpân, dreptul de a se putea deplasa oriunde fără să fie umilit de oameni și dreptul de a intra în afaceri ca acționar al unei companii. Desigur, și dreptul, dacă îi putem spune așa, de a plăti impozit. Să fim cu toții egali, spusese el, de parcă simpla afirmație putea transforma vorbele în fapte. Ce prostie! Ce tupeu! Totuși, starea respectivă îl încerca rare ori și trecea destul de repede. Exceptând asemenea momente sumbre de autodojană, Andrew aprecie șederea pe lună, care reprezenta pentru el o perioadă fructuoasă din punct de vedere creator. Luna era un loc emoționant și un stimulant intelectual. Civilizația Pământului era matură și potolită, însă Luna constituia frontiera spațială, cu toate energiile clocotitoare ce se dezlănțuie în mod inevitabil la orice frontieră. În orașele subterane, viața se desfășura de-a dreptul frenetic, extinderea nu contenea o clipă și era imposibil să nu simți permanentele bubuituri ale sfredelitoarelor ce săpau zilnic alte încăperi, așa încât în 6 luni se putea începe construirea unei noi suburbii. Ritmul vieții era susținut, iar oamenii mult mai competitivi și viguroși decât pământenii. Aici, inovațiile tehnice uluitoare constituiau evenimente normale și frecvente, iar ideile radicale vehiculate la începutul unei săptămâni deveneau realitate până la sfârșitul săptămânii următoare. Unul dintre protezologi îi explicase: este o problemă genetică, Andrew. Toți pământenii care au avut dor de duc au plecat, iar noi ne aflăm aici, la marginea civilizației, inventându-ne drumul chiar în timp ce îl parcurgem. Aceia care au preferat să rămână pe pământ perpetuează o rasă astfel educată încât să stagneze și să rezolve problemele în modul cel mai confortabil cu putință. Eu cred că, de acum încolo, viitorul aparține locuitorilor spațiului cosmic. Pământul va deveni o simplă planetă mărginașă. Chiar crezi asta? Întrebase Andrew. Da. Andrew se gândise ce urma să se întâmple cu el, care avea să trăiască decenii și secole, dacă într-adevăr decadența și declinul vor stăpâni pământul. Răspunsul imediat fusese că pentru el era lipsit de importanță dacă pământul devenea un loc șor căldut și retras,
unde cuvântul progres reprezenta o obscenitate. De acum nu mai avea nevoie de progres, căci atinsese stadiul pe care și-l dorise. Trupul său era practic omenesc în privința formei, deținea o casă, avea munca lui, în care înregistrase succese de prestigiu. Putea trăi așa cum o făcuse mereu, indiferent ce s-ar fi întâmplat în jurul său. Uneori însă visa la posibilitatea de a rămâne pe lună sau chiar de a pătrunde mai adânc în spațiu. Pe pământ era Andrew, robotul, silit să compară înaintea tribunalului și să se lupte ori de câte ori dorea un drept sau un privilegiu, ce simțea că îi se cuvine datorită inteligenței sale și contribuțiilor aduse la dezvoltarea omenirii. Aici, în spațiu, unde totul începea de la zero, părea mult mai probabil să-și poată abandona identitatea de robot, amestecându-se printre oameni. Varianta respectivă n-ar fi alarmat pe nimeni. Selenarii îl invitaseră din capul locului să pășească peste granița invizibilă dintre om și robot, dacă asta își dorea. Era ispititor. Într-adevăr, extrem de ispititor. Lunile se preschimbaseră în ani, chiar trei, și Andrew rămase pe Selena, lucrând cu protezologii și ajutându-i să facă adaptările necesare pentru ca organele artificiale produse de laboratoarele Andrew Martin să poată funcționa cu maximă eficiență în condiții de gravitație redusă. Munca era interesantă întrucât, chiar dacă pe el însuși nu-l afecta gravitația selenară, deținătorii de proteze pământene standard întâmpinau dificultăți. Andrew răspundea fiecărui neajuns printr-o modificare utilă și astfel, una câte una, problemele au fost soluționate. Uneori, Andrew simțea că îi lipsește reședința californiană, nu atât casa în sine, cât mai ales cețurile reci ale verii, giganticii sequoia, plaja sălbatică și vuietul talazurilor. Pe de altă parte, avea senzația că adoptase o rezidență permanentă pe lună. Rămase și al patrulea an și al cincilea. Apoi, într-o bună zi, făcu o vizită într-una din cupolele de pe suprafața lunară și văzu pământul în toată splendoarea lui, sus pe cer, micuț de la această depărtare, dar clar și strălucitor, o nestemată albastră scânteind în noapte. El e căminul meu, gândi deodată Andrew. Aceea era planeta mamă, leagănul omenirii. Simți cum îl trăgea, cum îl chema acasă. La început fusese o senzație pe care nu o putuse înțelege. I se păruse cu totul irațional. După aceea dobândi și înțelegerea. În principiu, munca lui pe lună se încheiase, însă pe pământ nu terminase totul. Săptămâna următoare, Andrew își rezervă un loc de întoarcere pe o navă care pleca la sfârșitul lunii. După câteva ore, reveni la agenție, solicitând o altă cursă cât mai devreme. Revenind pe pământ, îl găsi intim, banal și liniștit în comparație cu viața dinamică din așezarea lunară. În cei 5 ani de absență, nu părea să se fi schimbat ceva semnificativ. În timpul asolizării, planeta îi lăsa impresia unui imens parc patriarhal, presărat cu mici așezări și orășele din civilizația descentralizată al celui de-al treilea mileniu. Unul din primele lucruri făcute după întoarcere a fost să viziteze firma Feingold & Cerny. Actualul director, Simon DeLong, se grăbi să-l întâmpine. Pe vremea lui Paul Cerny, DeLong fusese un stagiar lipsit de experiență, însă de atunci trecuse multă vreme și se maturizase, devenind un conducător autoritar, a cărui ascensiune lipsită de rivali fusese inevitabilă. Era un bărbat lat în numeri, cu trăsături masive, cu părul negru și des, ras pe mijlocul capului, conformându-se unei mode populare în ultimii ani. Chipul lui exprima surpriza. Fusesem anunțați că revii Andrew, rosti cu o infimă ezitare în glas, de parcă și el, pentru o clipă, se gândise să-i spună domnule Martin, dar nu te așteptam mai devreme de săptămâna viitoare. Nu mai aveam răbdare, răspunse Andrew repezit, dornic să ajungă la subiect. Simon, pe lună conduceam o echipă de 20-30 de cercetători oameni. Le dădeam dispoziții și nimeni nu-mi punea la îndoială autoritatea. Mulți îmi spuneau doctorul Martin și eram tratat ca un individ demn de tot respectul. Roboții lunari mi se supuneau ca unui om. Practic, pe toată durata șederii mele acolo, am fost om. O privire circumspectă apăru în ochii lui DeLong. Evident, habar nu avea unde intenționa Andrew să ajungă și manifesta prudența născută a unui avocat care încă nu pricepe direcția nouă și neclară spre care se îndreaptă un client important. Probabil că a fost o senzație neobișnuită, spuse el sec. Neobișnuită, dar nu neplăcută. Câtuși de puțin neplăcută. Da, sunt convins. Extrem de interesant. Iar acum am revenit pe pământ, vorbi tăios Andrew și sunt iarăși robot. Nici măcar cetățean de rangul 2. Câtuși de puțin cetățean. Absolut nimic. Dacă pe lună pot fi tratat ca un om, aici de ce nu sunt? Fără să-și modifice tonul precaut liniștitor, DeLong replică. Dar ești tratat ca un om, dragul meu Andrew. Ai o casă minunată și conduci un celebru laborator de cercetări. Veniturile tale sunt enorme și nimeni nu-ți contestă dreptul asupra lor. Când vii aici la firmă, însuși directorul e la dispoziția ta, după cum poți vedea. De fapt, ți-ai obținut de mult recunoașterea ca ființă umană, pe pământ și pe lună, atât din partea oamenilor cât și a roboților.
Ce-ți dorești mai mult? Nu este suficient să fiu de fapt o ființă umană. Vreau nu doar să fiu tratat astfel, ci să dețin statutul legal și drepturile corespunzătoare. Doresc să devin o ființă omenească, de jure. Aha, făcut de Long, părând foarte tulburat. Aha, înțeleg. Chiar înțelegi cu adevărat, Simon? Bineînțeles. Nu crezi că sunt la curent cu întreaga istoria cazului Andrew Martin? Cu ani în urmă, Paul Cerny a petrecut ore întregi alături de mine, arătându-mi dosarele tale, istorisindu-mi evoluția ta pas cu pas, începând ca robot metalic serie NDR, nu? Și până la preluarea trupului de android. Bineînțeles, am parcurs și toate etapele de îmbunătățire ale noului corp. După aceea, detaliile juridice, obținerea libertății și celelalte drepturi civile care au urmat. Andrew, aș fi un idiot dacă nu mi-aș fi dat seama că, din capul locului, țelul tău a fost să te preschimbi într-o ființă omenească. Poate nu chiar din capul locului, Simon. Cred că o lungă perioadă m-am mulțumit să fiu un robot superior. A fost o vreme când mi-am refuzat recunoașterea întregilor capacități ale creierului meu. Acum însă, nu mai refuz. Sunt egal cu orice ființă omenească, în orice privință dorești și superior majorității oamenilor. Doresc întregul statut legal la care am dreptul. Ai dreptul? Exact. De Long își umezi buzele, se jucă nervos cu lobul unei urechi și își strecură mâna peste dunga lată care îi fusese rasă prin mijlocul țestei. Ai dreptul, repetă el după câteva clipe. Asta e cu totul altă problemă, Andrew. Trebuie să recunoaștem faptul de netăgăduit că oricât de mult ai aduce cu un om în privința inteligenței, aptitudinilor, ba chiar și a înfățișării, tu pur și simplu nu ești o ființă umană. În ce fel nu sunt? Întrebă Andrew. Am înfățișarea unui om și organe interne echivalente cu cele pe care le posedă un om protezat. Am capacitatea mentală a unui om, a unuia foarte inteligent. Am contribuit artistic, literar și științific la dezvoltarea culturii umane ca oricare om în viață. Ce mi se poate cere mai mult? Iartă-mă, Andrew, se înroși la față de Long. Dar trebuie să-ți amintesc că tu nu faci parte din zestrea genetică umană. Ești cu totul în afara ei. Tu semeni cu un om, dar de fapt ești altceva, ceva artificial. Perfect adevărat, Simon. Ce spui însă despre oamenii din jurul nostru care au corpurile pline de proteze? Proteze pe care, întâmplător, eu le-am conceput. Ei nu sunt tot artificiali, cel puțin parțial? În parte, da. Ei bine, eu sunt în parte uman. Ochii bărbatului scânteiară. Care parte, Andrew? Aici, arătă Andrew spre cap. Și aici, adăugă el, ciocănindu-se cu degetul în piept, în minte și în inimă. Poate că sunt artificial, străin și neomenesc, conform definiției tale strict genetice. Dar sunt om în toate modurile cu adevărat importante și pot fi recunoscut ca atare în mod legal. Pe vremuri când pe pământ existau 100 de țări separate și fiecare avea propriile ei norme complicate de acordarea cetățeniei, era totuși posibil pentru un francez să devină englez, ori pentru un japonez să devină brazilian, pur și simplu urmând o serie de proceduri legale. Japonezul nu avea nicio genă braziliană, totuși el ajungea brazilian dacă legea îl recunoștea ca atare. Același lucru se poate face și pentru mine. Pot deveni un om naturalizat așa cum, odată, oamenii erau naturalizați cetățeni ai altor țări. Ai analizat în amănunt problema, așa-i? Da, așa este. Foarte ingenios. Foarte, foarte ingenios. O ființă omenească naturalizată. Și cum rămâne cu cele trei legi? Ce-i cu ele? Ele fac parte implicit din creierul tău pozitronic. Nu trebuie să-ți amintesc că ele te pun într-o situație de permanentă subordonare față de oameni. Situație ce nu stă în puterea niciunui tribunal să o remedieze. Cele trei legi nu pot fi suprimate din tine, nu-i așa, Andrew? Foarte adevărat. Deci vor trebui să rămână, nu? Așadar, vor continua să-ți ceară să-i asculți pe toți oamenii, să-ți dai viața pentru ei dacă e necesar și să nu le poți pricinui niciun rău. S-ar putea să fii recunoscut drept om, dar vei fi guvernat de legile acelea programate în tine care nu sunt proprii oamenilor. Andrew în cuvință. Japonezul care devine brazilian își va păstra culoarea specifică pielii, ochii oblici și toate celelalte caracteristici ale raselor orientale pe care nu le au brazilienii, descendenții europenilor. Cu toate acestea, conform legii braziliene, el este un brazilian. Analog, conform normelor umane, eu voi fi om, deși cele trei legi vor face mereu parte din mine. Dar însăși prezența lor în creierul tău poate fi considerată ca descalificându-te de la... Nu, îl opri Andrew. De ce ar face eu? Legea 1 afirmă doar că nu trebuie să pricinuiesc vreun rău oamenilor sau să îngădui prin neintervenție să li se întâmple ceva. Voi nu vă conformați acelorași restricții? Nu sunt ele valabile pentru oricare persoană civilizată? Unica diferență este că eu nu am alternativă pe când oamenii pot opta să se comporte într-un chip necivilizat dacă doresc să riște o întâlnire cu poliția. Legea 2 îmi impune să ascult poruncile oamenilor, e adevărat, însă lor nu li se cere să-mi poruncească.
Dacă voi avea un statut complet de om, ar fi chiar o impolitețe din partea cuiva să mă pună într-o situație în care, datorită alcătuirii mele implicite, aș fi silit să acționez împotriva voinței mele. Asta ar însemna, ca să spun așa, să profite de handicapul meu. Nu contează faptul că eu am un handicap. Există o mulțime de oameni handicapați despre care nimeni nu spune că n-ar fi oameni, iar în privința legii 3, care mă oprește să acționez în mod autodestructiv, n-aș zice că reprezintă ceva cu care să nu fie de acord orice persoană întreagă la minte. Deci, vezi tu, Simon... Da, chicotii de lung. Da, văd, perfect. M-ai învins și recunosc. Ești tot atât de uman pe cât trebuie să fie oricine și meriți să ți se confirme acest lucru în mod legal. Atunci, dacă Feingolden Cerny demarează... Nu te grăbi, Andrew, te rog. Mi-ai pus în brațe o sarcină extrem de delicată. Să știi că prejudecățile omenești n-au dispărut peste noapte. Orice încercare de a te declara om va întâmpina o opoziție susținută. Este de așteptat. Dar și în trecut am înfrânt opoziții înverșunate încă de pe timpul când George Cerny și fiul lui Paul mi-au obținut libertatea. E adevărat. De data aceasta, necazul este că va trebui să ajungem în fața legislaturii mondiale, nu a celei regionale, pentru a obține promulgarea unei legi care să te definească drept ființă omenească. Să fiu cinstit, eu nu sunt prea optimist. Te plătesc pentru a fi optimist. Da, sigur că da. Bine, atunci am căzut de acord că este un lucru realizabil. Singura întrebare rămâne, cum? De unde crezi că ar trebui să începem? Aproape fără ezitare, de lung răspunse. Ar fi bine dacă ai putea discuta cu un membru influent al legislaturii. Te gândești la cineva anume? Poate președintele Comitetului de Știință și Tehnologie. Mi se pare o idee excelentă. Mi-ai putea aranja o întâlnire? Dacă dorești, totuși, Andrew, tu nu mai ai nevoie de mine ca intermediar. Cineva atât de cunoscut și apreciat ca tine poate cu ușurință... Nu, aranjează-o tu. Andrew nici măcar nu-și dăduse seama că poruncise unei ființe omenești. Se obișnuise așa pe lună. Vreau să se știe că firma Feingolden Cerny mă susține până la capăt. De fapt, până la capăt, Simon. În 173 de ani am ajutat permanent firma într-un fel sau altul. Aș putea chiar spune că în forma ei actuală, ea n-ar fi existat fără cazurile pe care i le-am oferit. Am făcut-o pentru că, în trecut, anumiți membri ai firmei m-au servit excelent și m-am simțit îndatorat moral. Acum nu mai este cazul. Dimpotrivă, situația s-a inversat, așa că pretind să vă achitați obligațiile. Am să fac tot ce pot, spuse de lung.